Dacă uh, unii cetățeni uh, se simt demotivați, dumneavoastră simțiți această demotivare a unor în societate? A, în societate ca să... Simt, simt foarte, foarte mult această demotivare. De fapt, de ce uh, credeți că este general? două componente a orice uh, analiză. Una este nivelul de trai și a doilea este speranța. Deci speranța, din păcate, nu i și demotivarea nu i pentru că mulți s-au simțit excluși din procesele care au loc în țară și asta în toate domeniile. Nu vreau să folosesc cuvinte tari sau niște apelative, dar vreau să vă spun că guvernarea mare parte s-a autoizolat de societate și de segmente majore a societății, încercând de unii singuri să promoveze o anumite, anumite lucruri. Și foarte mulți oameni care, chiar dacă voit nevoit, au fost o parte a vechilor sistemi din, cum spun eu, din, 9000, din 1913 încoace, pentru că lucrurile, după cum vă, vă spună, guvernarea se întâmplă doar în ultimii ani. Mm. Nu a fost pentru că ei au și-au dorit să, nu știu, să fie o, parte a unui, unui sistem cu toate hibele lui, da? au fost funcționari de stat, au fost parte a unui sistem, nu știu, de justiție sau de securitate sau, sau au avut un, un impact economic. Uh -huh. Deci oamenii ăștia, în mare măsură, s-au simțit izolați sau, mai bine zis, uh, marginalizați. Marginalizați, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să să, uh, să acceptăm că uh, cu toate că unele lucruri în ultimul timp s-au îmbunătățit, nu știu, situația macroeconomică, inflația, prețurile s-au stopat, uh, perioada aceasta de, 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 de inflație, perioada aceasta de creștere a prețurilor, uh, per, perturbările în piețele internaționale, război și așa mai departe, au avut un pact asupra nivelului de trai destul de profund. Uh, și oamenilor, până la urmă, le mai aproape buzunarul lor decât niște lupte sau declarații geopolitice. De fapt, acestea lucruri se întâmplă astăzi, dacă ne uităm un pic mai global, se întâmplă Statele Unite, în Europa, uh, răsturnări de, de, de situații, de guverne, de paradigme politice, cei care Uh, nu au fost mainstream în politică uh, uh, revin la putere pentru că chiar dacă unii indicatori arată bine, per total în buznarul omului se simte cu tot o altă situație. Dar, dar vedeți că în țările, în Occident, în țările occidentale în care se întâmplă acum aceste schimbări de paradigmă și necrezute de necrezut pentru noi ele vin după o perioadă de liniște de confort uh, de siguranță Republica Moldova nu a avut încă această perioadă de confort, de siguranță, de bine, deci noi tot am trecut prin zbuciumuri. Da? Și astăzi avem un, cu adevărat un moment ex istoric excepțional. Da? Moldova niciodată nu a fost atât de aproape de un ideal uh, pe care îl are de integrare europeană, adică tot atât de aproape de un vis de a trăi bine și de a trăi, de a fi în gașca. Uh, Celor mai buni a, de pe planetă, și totuși, iată această vibrație și vervă care ne-am fi așteptat să existe în societate. Haideți să ne amintim cum a fost ea în 2012, în 2013. Acum nu mai este această vervă. Nu este atât de pronunțată. Despre asta spun și eu în, în acest post de pe rețelele de socializare, pentru că majoritatea uh, moldovenilor care au rămas în țară, sau o mare parte a lor, uh, au devenit extrem de oportuniști. Da? Ei își rezolvă lor problemele lor cotidiene, ei nu se gândesc uh, geostrategic, politic, la viitorul țării, copiilor și așa mai Ei se gândesc cum să-și uh, împle rezervorul la Mercedes. Hmm. De ce și aici trădarea pe linie? Hmm. Pentru că noi vorbim astăzi de toate segmentele, de securitate națională, de justiție, de chiar și politică externă în anumite lucruri, trădarea pe linia, linie a elitilor. Că nu vorbim despre oamenii simpli. Până la urmă, da, au și ei o anumită implicare, nu știu, în aceleași marșuri a lui Șor sure, cu încercarea de a pune aceste spectacole de proteste și așa mai parte. dar ceea ce s-a în, întâmplat în poliție, în armata națională și cred că și în alte instituții ale statului, la ani deja, de când a venit doua guvernare, mă face să cred că fundamental nu s-au schimbat nimic lucrurile, mai mult ca atât. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că acești indivizi, să numim așa, ei sunt slăbiciunea puterii. Ei, de ce dumneavoastră sunteți un un fin observator a tot ce se întâmplă în sistemul judecătorie sau justiție. Multe din aceste lucruri se întâmplă, se, se, se întâmplă, sau deciziile luate de judecători, sau unele inițiative, așa cu gilmele de rugoare a procuratorii au loc anume pentru că ei sunt slăbiciunea puterii. Mm -hmm. Și nu de ceea că ei s-ar temi de ceva sau că cineva brutal încearcă să-i să-i să sub, să, să submineze sau să-i subjuge, da? Da, dar tocmai asta e ceea ce spun ei, cei care sunt radicali, da? Că se încearcă să să fim calcați cu cibota, da? Guvernarea vine să și impune niște reguli și iată de asta noi ne uh, revoltăm. Da, că adică nu vorbesc despre slăbiciune, tocmai vorbesc despre faptul că puterea este puternică și vrea să, să, intervină în justiție. Bun, Asta nu credeți, în puterea vine, de a interveni. Mi-am <laughs> vine un pic așa, știți, să, <gătă> să râd. Eu știam cum intervenea Voronin. Putem să povestim la taclale multe povești sau cum interveneau Plocotniu cu pistolul pe masă, da? Deci alt fel de intervenție. acum. masă? Da, deci nu era. Unul dintre actorii mari a businessului moldovenesc în poveste acum a venit, nu vreau să-i dau numele că e foarte cunoscut unul dintre locotinienții lui Placatniuc să ia dijma mm -hmm. în cheș și deci, a pus diplomatul pe masă, a deschis acolo era pistolul mm -hmm. deci, sau un un investitor mare în sistemul bancar a venit la întâlnire cu Placătniuc și când i-a pus limuzina la intrare și el își punea bagajul port portbagaj, era un calașnicov acolo. Deci așa se făcea atunci. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Marea Narață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.